Doamne și domnule, bine v-a regăsit! Ați văzut la televizor de două zile, e o nebunie în toată lumea. Ăla taie gâtleje prin Marsilia, altul trage cu mitraliera prin Las Vegas, în Catalonia, scandal cu poliția spaniolă, scandal cu referendumul, unii zic că e legal, alții zic că e ilegal. Și tot felul. Și m-am uitat la televiziunile noastre, mâncule, sufletul, televiziunile noastre de tigăi minune și ciuperci chinezești, așa zise, de știri, din când în când. Bă, eu speriat. Și aici deja va trebui să vorbim iarăși despre ghilimele, ideea mea fixă, educația. De data asta, nu la educația oamenilor simpli, mă refer. La educația elitelor, tată. Atunci când vin analiști, dintre care unii au fost miniștri. Și nu pricep. Este, există o diferență flagrantă între independență, autonomie, decentralizare, regionalizare. Atunci ai bai. S-a prezentat și se prezintă încă subiectul ăsta al independenței Cataluniei și le pun în ghilimele și o să vedeți de ce pun cuvintele astea în ghilimele. Ca și cum azi mâine ar bubui și la noi. Aproape că le era frică să pronunțe cuvântul Transilvania, deși tot acolo mergeau cu bățul prin gard. În primul rând, trebuia să se explice, pentru că lumea este un stat global și dacă strănută unul în Statele Unite, se vede că scade sau crește dolarul, dacă se întâmplă ceva la o fabrică din Corea de Sud, vezi că zbârne prețul telefonelor sau al mașinilor. Lumea este interconectată. Tu nu mai poți să stai în turnul tău de fildeș, în cutiuța ta de zahăr și să lingi acolo pereții și să spui că viața e dulce. Nu, tata. Cu cât știi mai multe despre lume, cu atât mai mult o înțelegi. Cu cât mai mult înțelegi lumea, cu atât mai mult înțelegi ce ai de făcut. Și care e drumul pe care musai trebuie să mergi și la care trebuie să te adaptezi. I-am auzit aseară pe unii vorbind, uite unde duce autonomia locală, domnule, la independență. Bă, și erau unii din guvernul Năstase, miniștri, guvernul Năstase care, dacă vă amintiți, a dat acea lege, 215 pe 2001, a autonomiei publice locale. Lege cerută de toți primarii. Că de ce a fost cerută legea aia de toți primarii? ca să nu mai bată drumurile la ministere, ca să repare un podeț sau să zugrăvească o școală. Autonomia locală înseamnă că ai dreptul pe baza resurselor tale și pe baza principiului solidarității interregionale, interlocale, interguvernamentale, cum vrei să zici, intereuropene, dacă mă gândesc la fonduri europene acum, așa, ai dreptul pe baza acestor resurse să îți faci viața mai bună și să vezi ce oportunități, ce provocări, ce atitudini ai vorbit după aia de autonomia regională. Ați văzut? Păi, și Spania, care e un stat descentralizat. Greșit, băieți. Tovarăși, miniștri, în Spania și subiectul, tăvălugul ăsta, conflictul ăsta a pornit de la autonomia fiscală. În Spania există mai multe tipuri de autonomie. Este o autonomie asimetrică. Bașcii și navarezii, pentru că au făcut scandal foarte mare în trecut, au autonomie fiscală. Adică vine statul și spune, domnule, politica externă costă atâta. Și ei zic, partea mea înseamnă asta. Dacă, nu știu, costă 40 de milioane de euro politica externă a Spaniei, vin Baști și spun, bă, noi suntem 2 milioane, X. Ține 2 euro de fiecare vine în și spune okay, cât costă uh, serviciile de protecție, de serviciile secrete. Că uite, acum e nebunie cu tot felul de turbați care taie gâtleje. Costă atâta. Poftim partea mea. Mai poftim partea mea și pentru solidaritate. Aia ce înseamnă? Că regiunile bogate ajută regiunile sărace. Asta înseamnă descentralizare. Numai că nu le ajută printr-un minister care gestionează cum vrea el, ci le ajută dintr-un coș numit al solidarității interregionale. Pentru că descentralizarea are ca rol, regionalizarea ca instrument, are ca rol să ducă regiunile mai sărace la nivelul regiunilor mai bogate. Când există centralismul de stat, și Spania are mari păcate aici de România, nu mai vorbim că aici ne apucă plânsul, se întâmplă invers. Prin centralism, regiunile bogate merg în jos și ajung la nivelul regiunilor sărace. Chestiunea asta ține de un anumit habitat istoric, de o anumită filozofie a construcției statului. Ține de o întrebare esențială până la urmă. Bă, cât costă statul? Cât costă statul spaniol, cât costă statul german, cât costă statul român, cât costă funcționarea fiecărui stat? Pentru că oamenii merg la lucru muncesc poate mai mult decât altă dată și văd că au mai puțin bani. Unde merge restul de bani? Re merge la stat. Și statul ce face cu ei? Nu știm. Îi vedem băgați într-un felul de caste de politicieni. A intrat în politică, nu mai contează că ești de la putere sau de la opoziție. Traiul e asigurat. Las că se învârte roata, vin și eu la putere. Și atunci rezolvăm problema. De la întrebarea asta trebuie să pornească totul. Cât costă cât ne costă pe fiecare statul în care trăim. Nu cumva statul este un risipitor și noi tot trebuie să muncim și vedem tv uri și vedem noi impozite și vedem o grămadă de chestii care scot a șeptea piele de pe noi și nu reușim să înțelegem unde merg totuși banii aia. În România situația e și mai nasoală, mai complicată, mai dezamăgitoare când vezi că se iau impozite, se aștepte, se așepte și pe asta, așepte zecea piele de pe tine și tot mai ai autostrăzi și cu spitale autostrăzi. Nu? Ca să le repet. Și atunci am zis, bă, hai să facem un pic de istorie. Un pic de istoria a Catalaniei. Catalunia, în catalană Catalunia, în spaniolă Catalania. Da. Să vedem de unde începe. Să vedem ce ia -ia. Pentru că tot aseară am văzut la televizor oameni, bă, deștepți, elită, miniștri, care nu înțelegeau că, totuși, Catalunia a avut un destin separat aproape mie de ani față de Spania. S-a unit abia în 1700 și un pic. Catalunia aia are o limbă separată. Între limbile romanice, ea este distinctă față de Spania. A avut cuceririle ei. Dacă te duci în Sardinia, eu am mers în Alghero, și acolo străzile principale, cum e la noi, strada Republicii, acolo e Via Catalana pentru că ei au avut sub stăpânire câteva secole acea insulă, Sardinia, și ca să vezi că sarzii nu stau cu pușca după ciorile care vin din Catalunia, nu să le împuște, uite, la un graur de acolo, asta o cioară de acolo, e un vultur de acolo, ci zic, a fost un schimb cultural. Până la urmă, hai să privim cu ochii din secolul 21, nu cu ochii din Evu Mediu. atunci am zis, e important să știți, nu o să le vedeți la alte televizori chestiile astea, că așa suntem noi. Să vedem un parcurs istoric al luptei Cataluniei pentru independență. Cei leagă și cei desparte de Spania. Și va vorbim și ce ia independență și unde zgafele catalunilor, catalanilor și unde zgafele polițiștilor spanioli sau politicienilor spanioli până la urmă, că nu sunt spanioli simpli, vinovați. În secolul IX, 800 ceva, Mil Wilfred Părosu, conte al Barcelonei, reunește alea patru țări feudale catalane sub conducerea sa. După 100 de ani a devenit un stat neoficial care în acea perioadă traversa Pirinei se întindea până în Franța din zilele noastre. O parte din Catalonia este în Franța, așa cum o parte din țarabaștilor este încă în Franța. Dar asta nu înseamnă că cineva privește și asta ca un fapt de conflict. Deși Catalonia s-a unit cu regatul Aragon în 1137, autonomia țării a rămas intactă. Un alt aspect care marca independența țării, în 1359, când a fost stabilit generalitatul Cataluniei, Parlamentul, considerat primul Parlament european. Din 1659, regiunea începe să piardă teritorii în urma tratatului de la Pirinei. După moartea regelui Carol al ii al Spaniei, în 1700, coroana îi revine lui Filip al v din Casa de Bourbon. Catalanii au primesc cu teamă vestea preluării conducerii de către un rege francez, așadar au complotat împotriva ăstuia și s-au aliat cu Anglia, Olanda și Imperiul Habsburgic. Aliații. După 13 ani, Partidul Conservator din Marea Britanie încheie războiul și semnează tratatul de la Utrecht prin intermediul căruia câștigă teritoriul Gibraltar. Și astăzi Gibraltarul al englezilor. Un an mai târziu, Catalonia este abandonată de foști aliați și pedepsită pentru trădarea de care a dat dovadă prin intermediul decretului Nueva Planta, care a dus la abolirea Parlamentului Generalitatului, cum vrei să zici, catalan, și pune capăt autoguvernării. De asemenea, și limba regiunii este suprimată, interzisă. Două secole mai târziu, 1931, soldatul și politicianul francez Macia a proclamat Republica Cataloniei, care a dus la reîntoarcerea Parlamentului catalonez ca o concesie făcută Madridului. Revenirea asta n-a durat însă mult. După ce Franco îl ucide în 1940 pe președintele guvernului catalan, identitatea și limba sunt iarăși interzise, toate instituțiile politice fiind desfințate. La doi ani după moartea dictatorului, al Franco, da? în 75 a murit ăsta, au loc alegeri democratice, iar Parlamentul este restabilit. Deși în 2005, și aici e cheia, în 2005 Catalonia obține autonomia de la Madrid, 5 ani mai târziu, în 2010, Curtea Constituțională de la Madrid elimină puterea autonomiei reglementate de statut, de asemenea și cuvântul țară, prin scos din textul documentului iar problemele au continuat să apară pentru catalani. Artur Mas, președintele conservatorilor din Catalonia, a cerut în 2012 negocierea pactului fiscal cu Spania, însă Madridul a refuzat propunerea. Decizia a stârnit furia a peste un milion și jumătate de locuitori care au protestat atunci pe străzile din Barcelona. Vă amintiți? Și atunci de unde vine nebunia? Nebunia vine că vine de la faptul că Madridul nu mai recunoaște dreptul comunităților de a se autoguverna. Și eu dacă aș fi catalan, mă m-aș întreba de ce Bascu are autonomie financiară și eu nu, de ce ăla din Navara are autonomie financiară și eu nu. Întreb. Ce s-a văzut aseară la televizor, ce a fost ieri pe străzile Barcelonei, ne demonstrează că există guverne mai proaste chiar și decât guvernele românilor. Dacă au făcut ceva Rahoi, prim-ministru spaniol, a fost să-și dea foc la țară. Nici nu mai contează dacă referendumul ăsta va fi considerat legal, ilegal, că a avut loc, că nu a avut loc, că nu știu ce rezultate. Catalunia este pierdută. Eu am vorbit la telefon cu mulțime de români, ce seară și și astăzi. Mi s-au roșit telefonul. Care trăiesc în Catalonia, Și care până ieri au fost cumva neutri. Bă, problemele lor, nu ne băgăm. Noi am venit acum 15 ani, 20 de ani, 7 ani, 25 de ani. Nu ne băgăm, că nu-i treaba noastră. De aseară începând, și comunitatea românească, nu știu, cei cu care am vorbit eu la telefon, ca să fiu mai exact, își pun mâinile în cap și zic, tată, noi am fugit de Mineriade, am fugit de Iliescu și am dat de Rahoi, de alte Mineriade. Și sunt cei puțini, iar repet, cu cine am vorbit eu la telefon, sunt alături de catalani. Dacă au vrut să facă rău Spaniei, premierul spaniol l-a făcut cu asupra de măsură. Și de ce? Pentru că bă, suntem în secolul XXI. Un dialog face mai mult decât o mie de săbi. 20.000 de bastoane date pe spatele nu știu cui. Și punem în spate dacă ai niște videouri de ce s-a întâmplat în Catalunia să înțeleagă. Nu. Tu puteai să vii, să spui, băieți, treaba voastră dacă faceți referendum. Noi v-am spus că este ilegal. Indiferent ce rezultat veți obține, noi nu-l vom recunoaște pentru că am spus că este ilegal. Și aia dezamorsat Iar în paralel, puteai să începi o dezbatere. Pe două drumuri. Una, dezbatere asupra nevoii de descentralizare fiscală. Pentru că nu e normal ca unul să plătească mereu pentru altul. nu e normal ca să aștepți mereu să ți se dea din partea aia altă, unde omul merge la lucru la 6 dimineața și merge numai la 10, că se mai cald. Să vedem ce înseamnă autonomia fiscală și cât costă statul. Care sunt costurile lui? Și al doilea drum pe care trebuia să-l bătătorești bine de tot, era apartenența la Uniunea Europeană, tată, Pentru că eu sunt convins că dacă exista o dezbatere onestă, făcută de oameni onești, și nu de oameni politici cu niște cadavre în dulap, de care nici nu sunt chipui, am auzit aseară pe un post de televiziune că despre ceva despre trecutul franchist al lui Rahoi, nimeni nu vorbește de chestia. Și atunci tu puteai să, puteai să le explici, pe oameni buni, noi suntem în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o construcție de drept istoric. Și construcția asta a fost făcută prin excelență, prin negocieri. Este produsul prin excelență al negocierilor între atât de multe state, Două 27 de state. Și voi nu vă puteți pune la oaltă două entități? Doi. Dacă tu faci praf, Uniunea Europeană și o șubrezești. Nu faci decât să le dai apă la moară, ora care abia așteaptă, ce există concurenți globali care asta așteaptă, să moară în Europeană ca să poată lua bucată cu bucată. 3. Să zicem că de mâine sunteți independenți, dragi catalani. Aveți frontiere, nu? Taxe vamale, instantaneu. Schengen, la revedere. A, vrei să te duci în vacanță în Franța sau în Italia sau în Andorra? Stai și tu la coadă cu săteau românii și bulgarii, așa, cu zecile de ore. Până dacă e viză. Poate nu e viză. O să-ți vină companiile private. Companiile private o să zic, uite, SEAT, de exemplu, care ai făcut acolo, în Catalonia. Și o să zic că, băi, păi, mie tocmai m am crescut prețul la mașini cu 10-15%, cât e vama. Că voi ați ieșit din Europa. Eu ce fac? Ori mă mut de aici, ceea ce e mult mai probabil, o vă dau afară pe tăți. Eu nu pot să văd pe toți, acum ați votat aia și acum eu ce fac? Eu nu mai sunt competitiv pe piață. După aia, aduceai în discuție identitatea în globalizare. Lumea este un sat global, lumea este interconectată. Tu, că ești catalan, că ești nu știu ce, tu trebuie să ții seama că trebuie să te adaptezi unei lumi pe care nu o poți înfrunta. În loc să te bați cu polițiștii, sau să fii bătut mai exact, de polițiștii trimiși din toată Spania, poate e mai sănătos să te pui la masa negocierilor. Să-i arăți la turbatul ăsta de din Brahoi, la premierul spaniol. Bă băiete, nou, nu ne convine să vă dăm atâția bani și să nu știm ce faceți voi cu ei. Noi nu ne convine și aici deja poți să mergi la o alt, altă filozofie care se întâmplă deja în politica europeană, cel puțin. Noi nu suntem de acord ca în loc să finanțăm proiectele, proiecțiile mari, oportunitățile și provocările mari ale statului spaniol în întregimea lui, să finanțăm noi ambițiile voastre electorale. Se întâmplă inclusiv la noi în România chestiile astea. Eu dau bani pentru autostrăzi, școli și spitale și mă trezesc că crește bugetul la asistența socială. Discuțiile astea trebuie să aibă loc. Sigur că sunt incomode. Sigur că o să sară unii și o să-și pună soar... în cap, că tu l-ai să rupe țara. Nu, tată. Separatismul este un efect direct al centralismului. Și nu invers. Dintr-o țară descentralizată, nu o să vezi la televizor asemenea știri. Gândește-te la Bavaria. Când intri în Bavaria cu mașina, scrie peste tot, Freistadt Bayrisch. Adică statul liber Bavaria. Au autonomie fiscală, au autonomie politică, au autonomie culturală de care vrei tu. Și totuși Bavaria niciodată nu s-a gândit. Au partidul bavarezilor, care de 60 de ani la guvernare. Și totuși niciodată nu s-au gândit să iasă din Germania. Mai mult, Germania le-a întins mâna, Berlinul, ca să zicem, sau statul german, și au zis, fii atent, facem Bundestag, unde sunt aleși naționali, și facem și un Bundesrat, unde vin din partea regiunilor și ce face Bundesratul? Bă, noi vrem să participăm la politica externă, la filozofia politicii externe a Germaniei. Să ne întrebați și pe noi din regiuni. Este cel mai clar. Și cel mai paradoxal, stat. De ce paradoxal? Deși Germania este federală, nu există nicio țară în Europa mai unitară ca Germania. Ca sentiment, ca, ca monolit identitar, ca monolit politic, ca monolit de care vrei tu. Lucrurile, dacă Europa ia, către secolul XIX, către statul națiune, care este stăpânul absolut, ce vine să-mi să spună când să fac copii, când să mă duc după apă, când să beau apă din parul ăsta, lucrurile vor degenera. Dacă Europa înțelege că lumea și istoria se află într-o continuă evoluție și că e caz să primim cu ochii de secol 21 și nu cu ochii de secol 19, să renunțăm la extremisme, la naționalisme, la anti 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 mai are o șansă. Dacă nu, dragi badi, a fost o experiență frumoasă, mă bucur că ne-am cunoscut și am putut să mă duc cu mașina în Franța și înapoi. Da? Iar revenind la Catalunia, tu trebuie să știi de unde a început nebunia. Atenție! În emisiunea asta nu mă interesează să dau dreptate, nici nu știu și nici nu vreau să judec, unuia sau altuia. Îți spun doar că după părerea mea, adevărul este la mijloc. Iau de pe știri pe surse. Lucea Negrea scrie ce înseamnă regiunea Catalunia și de ce vor catalanii independența față de Spania. Și scrie, Catalunia are 7 milioane și jumătate de locuitori și produce 20% din PIB-ul Spaniei. Însă ei primesc înapoi doar 5%. Turismul, fotbalul și industria au transformat într-una dintre cele mai bogate regiuni ale țării. Una dintre nemulțumiri este așadar simplă și clară. Catalunia crede că bagă în cuferele Madridului mai mult decât primește. Tensiunile au crescut în timpul crizei economice din 2008, atunci când șomajul ajunsese la 19% din, în Catalonia, iar guvernul local se plângea că nu primește suficient sprijin de la centru, de la Madrid. La toate astea se adaugă istoria simbolurilor. Catalonia are o istorie distinctă, mai veche de o mie de ani. Catalonia a tânjit mereu după o autonomie cât mai mare, mai ales după ce a depășit perioada de dictatură a lui Franco. Un moment de cotitură a venit în 2005, așa cum v-am spus și acum 10 minute, Legislatorii spanioli și Parlamentul din Catalunia au aprobat atunci un statut de autonomie pentru regiune, care schimba modul în care se alocau banii și răspundea nemulțumărilor privind limba. Mare parte a acelor modificări au fost anulate de către Păia de la Madrid, Curtea Constituțională, în 2010, fapt ce a stăni revoltă, mai ales în rândul naționaliștilor. De atunci, în fiecare an, aproape un milion de persoane ies în stradă la 11 septembrie, Ziua Națională a Cataluniei. Dacă deștepții de la Madrid ar fi răsfuit un manual de istorie, sau măcar să treacă de prefață, ar fi știut că primele cereri de independență, primele cereri din epoca modernă, datează din 1932. oamenii ăștia au văzut că nu pot răspunde altfel la strânsoarea șurubului. Franco, după aia au venit ăștia, culmea popularii, ăștia de dreapta. Deși, fii atent, în 2005, Catalunia a negociat cu Partidul Socialist și a obținut acele uh, prerogative extinse de autonomie. Vin ăștia la la putere și taie. Că de ce? Că așa vrem noi. Pământ cum vă sufletul de ăștia care încă mai susțineți centralismul. Vă ar plăcea să vină unul care zice, băi, eu sunt șeful străzii, că am strada, am casa chiar acolo la intersecție și mai mare, și de acum încolo să îmi dați 1080% din salariu și vă restul cheltuiți cum vreți voi, pită, coafor, ce vreți voi și când aveți nevoie de bani veniți la mine. Și eu zic, ok, îți dau, no, că trebuie strada să fie unitară, națională, indestructibilă, individuibilă și indivizibilă. Ok. Și vezi că vreau să îți zugrăvesc casa, că ți-am dat 80%, la, 80 din salariul meu timp de nu știu câți ani. Bă, nu, 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 nu-ți dau. Dar de ce? Trebuie să-i dau la la, la la nuntă. Da, auz, dar vreau să-mi pun faianța în baie. Mă, faianța în baie e ok, dar ce culoare vrei să spui? Păi nu știu, m-am gândit la un roșu. A, ah, nu, nu, pentru un roșu nici nu, da... nu, nu nici nu discutăm. Vreau să-mi scri... să schimb, să schimb țigla pe, clasă. pe casă. Cum să schimbi țigla pe casă? Nu, nici nu sunt de acord să schimb țigla pe casă. Uite, dacă vrei, îți dau să iei o pungă de mâncare la câini. Ție ți-ar conveni chestia asta. Autonomie înseamnă asta. Să dispui de munca ta. Dar în același timp să fii solidar Atenție! Nu aruncat cu pomană. Solidaritatea nu înseamnă să arunci cu pomană. Cu ceilalți. Într-un stat care zice, da, suntem unitari. Suntem totuși solidari. Așa cum Uniunea Europeană vine și bag o grămadă de bani în România, numai că România nu știe să ia, pentru proiecte ca să fie la nivelul Uniunii Europene. Când vin astfel de momente și ți se ia un drept, prima dată te duci la gard și strigi la la care ți a lua banii, mă, mie, să-mi dai banii înapoi. După aia pui câinii pe el. După aia l aștepți la cot, la cotitură, la colțul străzii și îți beng un, un sac în cap și un toiag în ficat. eventual un cap în gură ca să meargă și fără din acasă. Asta a făcut Catalunia aseară. Dacă astea nu se vor înțelege, în întreaga Europa, și nu vorbesc acum de România sau de Estul Europei sau nu știu de care, în maxim 10 ani Europa bubuie. Oricum, deja scârție, că dacă se întoarce de la stânga la dreapta, deja ai vezi cum îmi merg costele ca la elefanța ia morți. Publicitate. Mai sunt niște chestiuni. Aici au greșit ambele părți. În primul rând că nu s-au pus la masă negocierilor. Cel mai mult a greșit Madridul. Și o să zic de ce. Pentru că Madridul deține o mai mare putere decât Barcelona. Întotdeauna cel puternic trebuie să lase de la el, mai ales în cadrul unui stat, care vrea, nu-i așa, să continue. Tu puteai să te războiești cu putere de la Madrid cu politicienii catalani. Tu nu ai cum să te războiești cu drepturile fundamentale ale oamenilor, chiar dacă sunt din Catalunia. Vorbim de dreptul la vot. Gândește că cu toată nebunia care au fost, cu zeci de mii de polițiști trimis în Catalunia, aproape jumătate din catalani au votat. Dintre care 90% pentru independență. Eu sunt convins că în cei 90% sunt o mulțime de oameni care încă mai aveau îndoieli. Că se gândeau, bă, un european, totuși am câștigat așa de mult, firmele merg bine, economia își revine. Avem noi șomaj, dar oricum este mult mai mic decât în restul Spaniei. Avem un, un PIB mai mare decât media Spaniei. Asta se datorează totuși deschiderii, Uniunea Europeană, turism, un regim liber de circulație. Deci pe oamenii aceia puteai să-i convingi că negocierile sunt mult mai ok decât bătăile în stradă. Acum deja nu mai contează, tată. Poate să vină Rahoi să se vopsească pe față, să poartă pancarte, sandvișuri de la care, care fac reclamă, că știi, referendumul ilegal. Indiferent de rezultatul referendumului, indiferent dacă referendumul va fi recunoscut de vreo țară sau alta, sunt vreo 3, 4, 5 țări care vor recunoaște instantaneu o așa-numită declarație de independență a Catalunii, indiferent de toate astea, Catalunia a fost pierdută. Pentru că a fost surpriză, tată, într-o democrație europeană să vezi măcar minerii lui Iliescu erau niște semisălbatici. O ieșe din grotă și au început să dea în universitar, prin București. Ăștia erau polițiști care au rolul de a proteja populația. Și între stat și om, polițistul trebuie să aleagă omul. Statul nu este decât cuantificarea aspirațiilor, atitudinilor, resurselor, instituțiilor în care oamenii cred și investesc. Tatu nu-i cineva care... cam filmele alea cu... Science fiction, nu? Cineva pe care nu-l vezi, nu mai vezi un ecran în care îți comandă să mergi în nu știu ce galaxie. Și tu faci. Sau îți controlează creierul. Inclusiv la sport. Ai văzut Gerard Piqué. Eu am fost interviu cu Gerard Piqué. Bă, printre lacrimi, a zis omul. Sunt catalan. Mă simt catalan azi mai mult ca niciodată. Mai mult ca... Nu ăsta, celălalt. Mă simt catalan mai mult ca niciodată. A vota este un drept care trebuie apărat. Ăsta e Gerard Piqué de la FC Barcelona. Și nu uita că fotbalul este un fel de religie în Catalunia. FC Barcelona este într-un top 5 al celor mai importante echipe din lumea asta. Fotbalul este un spectacol de emoție și bărbăție. Și tu vii, Rahoi, prostul satului, să vii să le spui la ăștia că n-au voie să voteze. Când aveai toate argumentele să le spui, treaba voastră ce faceți, băieți, vedeți că curteos că e ilegal chestia asta, apoi dacă vreți să mergeți duminica la vot, treaba voastră, puteți vota și despre, nu știu, să tăiem coada la câini sau nu. vin reacții, cum să zic, lumea începe să solidarizeze cu cei slabi întotdeauna, cu cei bătuți. Am văzut un, o chestie pe Facebook foarte faină de la Cuibus din satul mare. Dacă un grup social o provincie chiar vrea separație, atunci se va întâmpla oricum. Nimeni nu poate opri 100.000 de, de oameni, dar mii de milioane. Nu-i ceva nou, exemple sunt destule, Ceoslovacia, Iugoslavia, URSS și așa mai departe presupun că toate astea au avut prevăzută în Constituția lor indivizibilitatea. Au fost indivizibile până când s-au divizat. Da? Că tăză că ăștia... Bă, una să vorbești de dreptate legică, adică de ce zice legea, și alta să vorbești de legitimitate. Că să știi că legea în 1989... Bă, nu ne lăsa să ieșim pe stradă. O, păi nu ne lăsa nici să strigăm jos Ceaușescu. Avortul era interzis, părul lung, blugi tăiați, totul era interzis. Doar că în momentele critice, mulțimile își creează legitimități. Le inventează pe loc. Ele nu apar așa. Ele apar când se încălzește lava aia, când începe lava să erupă. Ăla, vulcanul. Când există un anumit fundament, depozitul de frustrări, începe să se, să se umple și să se umple și cu un pic de uh, speranță și atunci îi cu ăla exploziv de frustră și speranță. Și cuvântul de ordine când e libertate, ai pus-o, Poți să fii guvernul Pește Prăjit, poți să fii 5 la hoi, 14 regi și 24 de tribunale constituționale din Madrid. Dar nu mai poți face nimic. Am văzut pe Europa Liberă, Dan Alexe are o privire critică, faină, o să vă dau doar link-ul și de citit, eu n-am cum să vi-l dau tot, despre mândria națiilor mici. Și zice Dan Alexe, statutul de autonomie al Cataluniei, carta care reglementează funcționarea regiunii autonome, nu prevede dreptul la secesiune. Lucru confirmat de Curtea Constituțională a Spaniei. Nu există nimic care să dea dreptul la independență, iar aceeași curte constituțională a interzis un referendum pe această temă, întrucât el nu ar avea oricum nicio valoare juridică. În același timp, făcând să intervină violent poliția duminică, Madridul a căzut în aceeași capcană în care căzuse acum un sfert de secol Belgradul, reprimind violent mișcările independentiste ale cosovarilor. Violența venită de sus produce un întreg ciclu al violenței. Că să știi că și Belgradul la fel s-a a făcut. Kosovo există din neștiința sau prea multă încredere în mușchi a Belgradului. Iar Catalunia va exista, eu asta cred, din prea multă, din prea multă ciufutoșenie a șmecherașului ăsta pornit în politică numit Rahoi, premierul spaniol. Vă să vezi, femei trase de păr, zvârlite de păr afară din să vezi femei cu copii în brațe, bătute. Mai dăm o dată imaginea alea, că trebuie să vadă lumea. Să se încarce. Adică să n -aibă impresia lumea că vine un chelios, ochelarist la TV și vorbește despre nu știu ce. Despre asta vorbim, tată. Tu niciodată, într-o țară democratică, tu ca stat n-ai dreptul să-ți trimiți boctării să dea oameni. Niciodată. Uite acolo. Da. și asta este în caia care nu, nu, nu pot să le nu pot să dau orice pe televizor da? nu pot să dau orice pe televizor că după aia dacă-s agresați uite aici, emoțional telespectatorii pot să iau amendă și atunci prefer să le dau, uite da? dar sunt poze cu copii bătuți, cu bătrâni bătu bătuți, cu femei de 70 de ani trase pe stradă, cu sângele și roini pe față da? Nu dau fir cu sânge. Că mi rușine. Asta nu este un tată. Asta este o anumită memorie rămasă vie în străfunduri, în capul unora care l-au admirat pe Franco. atenție, porcăriile astea sunt pe cale să se întâmple și în alte părți. atenție, o grămadă de porcării sunt în stare să se întâmple și la noi. Nu vorbesc de independentisme, nu vorbesc de autonomisme, ci vorbesc de naționalismul ăsta dus până la extrem, adică până la violență. Da? Da, și asta e, e adevărat. Cine este prima doamna Cataluniei, românca numită Regina Independenței? Pentru că uh, uh, șeful. Parlamentului Catalun, sau cum vrei președintele regiunii, da? este căsătorit cu o româncă. Din lui. Vezi? Se întrepătrundă. Acum cu cine să ții? O pleca vărul meu în Madrid, să ții cu Madridul? Am văzut-o pe fata asta de acolo care s-a cu asta, să țin cu Barcelona. Negociem, tată. Lucian Mândruță. Zice. Catalunia se întâmplă, pur și simplu. Cea mai bogată regiune a Spaniei este și cea care nu mai dorește să trimită bani săracilor din sud. Sună cunoscut? Atunci trebuie să facem și noi ceva. Să promovăm meritul individual, să unim România cu autostrăzi, să tăiem subvenții și ajutoare sociale și să scădem taxele celor care muncesc. Și să facem mult mai greu, dacă nu e imposibil, să trăiești din banii statului. Asta ca să nu avem impresia că pe noi ne ocolesc marile dezbateri sau uh, marile drame ale țărilor democratice. Numai că noi, din fericire, nu avem probleme cu independentisme și de-astea. Noi avem problemele cu noi înșine. Noi avem problemele noastre cu statul român, care vine și spune, câți bani ai mă în buzunar? Zece să trăiți. Dă și mie mâncă. Dar ce vrei să faci cu ei? Vrei să faci o autostradă? A, nu. Vale la copii? Nu. Manuale? Nu. Dă-mă banii. Dar de ce să-i dau? să trimite acolo niște ajutoare sociale la aia care stau cu burtă atâta ca să le curețe jandarii zăpada din curte. Și atunci, dacă nu mai vreau să-ți trimit, ce faci statul în sufletul muriu ai de foame? Oare ce faci? Ai văzut la, la Cluj s-a întâmplat. Era o operă. Cea mai jucată operă, una din revelațiile, tărărăm, culturii europene de acum. Care includea pe lângă o mulțime de alte chestii, o scenă în care un muezin dă semnalul de rugăciune. Bă, chestiile astea țin de artă, nu țin de politică sau de naționalisme. Și s-au găsit vreo cinci de care în mijlocul operei s-au apucat ei să cânte imnul național că nu-i voie să ai o piesă în care există un muezin care să roagă. Simpatizanții noi drepte, zice adevărul, care au făcut scandal și și-au bătut joc de munca artiștilor de la Opera din Cluj și-au trebuit să ia cu mascații. Și sunt foarte mândri, m-am uitat acum pe Facebook, foarte mândri să acolo, bă, am făcut ordine, noi românii mâncați Adică suntem tari, suntem boieri, suntem să știe ăștia că noi nu sunt. dacă ci și, romanii, și avramiancu, și... îți tată, atunci interzice stacheianche și cadâr, bă. Poate, poate profanați mormântul lui Radu Beligan, care a jucat genial în piesa aia. Poate vin ăștia cu Carmen de Bizet și începeți voi. Doamne, ce caută prostul aici? Noi să vedem numai filme și opere în care spiritul românesc este ceva așa, între Miorița și meșterul Manole. Care, cum o mergi mai încolo, puf, tăiem la corona. O să ardem cărțile acum. Dacă e anche Cădăr, dacă. Ce faci cu ele? Ce faci cu o, grămadă de, cu o grămadă de literatură? Ce faci cu o grămadă de piese de teatru care promovează diversitatea? Nu, tată, noi suntem tari, noi avem mușchi, mă înțelegi? Noi mergem acolo să facem spectacol, să le arătăm la ea cine-i șeful au fost meciul din FCSB sau n-ai voie să -i steau așa și dacă îți seau acei. FCSB-ul ăla alor și și Șep și Sfântul Gheorghe sau de unde ei. Acolo din secuime. Da? Uite tată, la Brașov s-au discutat. Au venit băieții de la București de la galeria FCSBistă sau Steristoidă pentru voi acasă nu în România Plecați! Da? plecați cu roșu al verde. Și, și după aia, ei au răspuns, curia lui Hungaria. Și astăzi mă uit la B1, pe la prânz, și văd doi șmecherași de-aia mâncați și în studio acolo îl luăm pe Peter Eckstein Covaci la întrebări. Intră Peter Covaci, Eckstein, prin telefon, și domnule, noi nu avem nicio problemă, nu, nu comparați Transilvania cu Catalunia sau ce vă trece prin cap, că nu este cazul. Dar, 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 dumneavoastră cu autonomia? Da, autonomie oricând. Independență nu. Suntem Uniunea Europeană. În sfârșit am ajuns în marele contexte european. Autonomia înseamnă descentralizare. Da, dar știți că erau niște benări acolo și întreg stadionul uh, urla că Rio, rio Aria Dar n-au mai zis să ia doi fiși realizatorii lui Peștică că pleci tu. Bă, băiatule, când tu vii cu un banner la mine acasă, să-mi spui că pentru mine acasă nu e România să plec. Bă, să zici mersi că mai ai kilos pe tine. Să zici mersi că sunt alb și nu sunt maro. Adică tu vii la mine acasă să-mi spui că eu nu sunt acasă. Și după a te dai lovit. Da, dar uite ce o să ariu, o ari eu Hungaria. Dar ce vrei să zică la tată? Să zici mersi că a fost o dispută între două galerii, o dispută cântată. Cu vocea măgarilor. Da? Dacă ieșea un scandal, Doamne ferește, și își rupeau aia oasele pe acolo, oare ce, cine era vinovatul? A, ah, păi ăștia, că sunt din secuime și nu sunt noi. Dar tu când vii și provoci cu astfel de chestiuni. Eu vreau să știu, FRF-ul, sau frf IDI, parfuridii, iau măsură pe chestia asta. Asta este xenofobie. Spu! Xenofobie. Sunt atât de furios, dar nu să știa să nu mai înjur foarte mult. Nu? Bă, hai mânc cu sufletul în fața casei mele și pune chestia asta, că dau drumul la câini. Și din chiloții tăi fac drapel. Cum să vii, tată? Vi, vi, tu de peste munți în Ardeal să spun că eu nu sunt acasă în Ardeal. A, ah, că vorbesc altă limbă, că mă cheamă Șoani și nu Alexandru. Ai zero barat. S-ar putea ca eu să am strămoșii de mai de mult îngropați aici decât tine. Că la mine nu merg așa de des autocare la Istanbul, nu știu dacă mă comprehendez. Noi mai mult cu Viena. Da? Și aceeași chestie, aceeași chestie se vede în politică. Neamțu. Mă care ți neamțu? Iohannis, ăsta e neamț. Da? Păi să că neamul lui e de 800 de ani în România. S-ar putea ca neamul tău de acolo, de pe, nu știu că nu văd peste munți, să fie de mai 200 de ani, 300 de ani poate și așa. De ce trebuie să ancorezi tu identitatea ta în detrimentul identității mele? Și după a vin băieții să urle că România este un stat național unitar. România nu mai este niciun stat național și nici unitar. Și nu din cauză că n-ar putea fi. Din cauză că naționalismul face ca statul ăsta să nu-și mai aibă rosturile sale firești. Uite-te la ce se întâmplă în campanie electorale. Mă adică suntem români, să nu zică nimeni decât ortodox. Adică se bagă la înaintare tot felul de teme de astea pe care să le muște tăntălăi, care mor de foame în fața ajutorului social, sau care își iau pe caiet tot felul de eugenii. Și după a se iasă la vot cu sentimentul că o salva țara. Tată, țara o salvez când pleci la muncă. Țara o salvez când îți trimiți copilul la școală. Țara o salvez când îi faci la profesor, străiți domn profesor, străiți domn doctor. Mă bucur că m-am cunoscut. Aici ai ce mă bucur că nu mai trebuie să mă duc să-mi cumpăr plastelină sau nu știu, fașă sterilă din farmacie. Că aveți și în spital. Atunci ce ați faci datoria. Restul, povești. Nici nu pot să spun cuvântul care mi-a venit în minte, că mi -a s a și gura. A, ah, datoria față de țara asta? Ți-o faci când te uiți și bă, te gândești, bă, are cum să fac? Păi de la aia care muncesc, aici am partea care muncește, aici am partea care nu muncește. Cum fac cum fac să-i fac pe ăștia? Să-i duc în partea săracă, în partea care muncește. Ca să nu iau din pita ăstora, să le dau pe gratis la ăștia alții. Pentru că efectele le vezi imediat. Cristian Ghinea, apropo de scumpiri, ca să știți de unde vin scumpirile. Și eu am luat din Cristian Ghinea ce am găsit că mai erau și niște lovituri în gură, meritate la adresa unora. Cred că colegii noștri ai românilor, sau care ar fi trebuit să fie colegii românilor de la BNR, au fost puțin plecați de acasă, fiindcă ăsta este rolul BNR. Să nu lase să crească și să nu lase niște actori să se joace pe această temă. Asta este declarația lui Tudose. Prim-ministru Tudose. De ce crește roborul de fapt, zice Cristian Ghinea? Cerere mare de lichiditate pe piață. De ce? 1. Dividende cerute brusc de la companiile de stat. 2. Salarii crescute bugetari. 3. Prețuri crescute la produsele cu creștere inflexibilă, benzină, gaze curent. Deci foame de bani produsă prea dintr-o dată, neplanificat. De către cine? cine autorul de la 1, 2 și 3. Guvernul. Tot ce vedeți astăzi și tot ce veți simți în buzunar când veți merge să plătiți noile rate la bancă, să știți că vine din așa numita marea politică socialistă. Pentru că marea politică socialistă încă nu înțeles că nu poate să ia bani de la aia care muncesc, să dea mereu la aia care nu muncesc. Socialiștii încă nu au înțeles definiția pe care merge de sincer, le-o pus odată. Baiul socialiștilor este că fac politică pe banii altora. Se gândesc numai la banii altora, nu se gândesc la lor. Că nici nu putem discuta foarte mult de paradoxul ăsta socialist de la noi. Mă cum dracu, socialiștii ăștia muncesc la stat majoritatea și au cele mai mari averi. Insule, brațe ale Dunării, vacanțe în Brazilia, fițe, pescuit oceanic. Bă, dar de unde aveți atâta bani? Că din salariul de președinte de Consiliul Județean, cred că nu câștigați altădată 1000 de euro. Acum câștigați 3000 de euro. Dar până să-ți tu biletul până mai nu știu unde, sau case de milioane de euro sau fițe, bă, păi trebuie să ai vreo privieț. Privieț. Eu nu mă întreb. La, îi, la alți. Opoziția de dreapta. Mă uit la PNL. Hai să scuturăm PNL-ul să vedem cât sunt privați acolo și cât lucrează la stat. Partidul nu e așa liberal că ar trebui să, să meargă pe mâna antreprenorilor. Nu? Mă, Ludovic Orban este președintele Partidului Național Liberal. În ultimii 27 de ani, omul ăsta a lucrat numai la stat. Nu o să asta. Ce? ce, care e liberalismul tău? Cu ce mă convinge? Ludovică. În afară de cri, 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 toamnă, gri, la chitară, hai să scrii. Cum e cu... Vreau să văd un liberal de la care au făcut afaceri, tată. Dar nu cu statul, cum mai dă câte o lege, mai nu știu cine, ăla cu șapte neveste, mai dă o lege să stea un ceas până la miezul nopții, până aduc eu niște, niște, automobile de afară și după a să închide legea. Așa ca să fac și o afacere, o teșcherea. Nu, eu vreau să văd un tip de la care cum e tipul ăla de la Agroalimenta, sau cum îl cheamă. Minea. Să-i văd pe ăștia de la fabricile de salamuri. Să-i văd pe ăștia de la fabricile de lactate. Păi sunt antreprenorii. Aia care nu s-o băgat niciodată în politică și când au făcut ceva afacere, o sta, o sta și nu dormi nopțile. Pare cât am de plătit la stat, când, când salariile de salarii la oameni. Mai trebuie să iau niște utilaje, să găsesc o piață, cum mai deschid un magazin. Mai trebuie să angajez doi contabili, iar au schimbat ăștia legea. Ce dracu se schimbă legea așa de repede? Dar de ce nu s-a anunțat? De... Ăla este antreprenorul. Ăla care a încărunțit, dând bani, unor oameni care lucrează pentru el. Eu vreau să vină în politică, tată. Vreau să vină universitari în politică, dar de adevărați. Nu șmecherii, ai văzut acum la Cluj. Ăștia care urlau împotriva autonomiilor, acum sunt speriați că dacă face guvernul praf autonomia universitară. Deci când e vorba de noi să fim autonomi, când e vorba de alții, de o dracului de autonomie, că noi suntem români, noi suntem cu Avram Iancu și nu nu știu care. Dacă le spun că Avram Iancu o, -o, o murișel și el pentru o anumită autonomie a românilor din Ardeal, aici deja intrăm în alte sfere și în ebunesc ăștia. Pentru că ei nu au învățat așa la școală? Nu. Pe ei partidul i a învățat într-un fel. Și ei de atunci tot bagă chestia aia, că noi, săracii români, ce iobagi am fost și ce săraci, și noi, unguri și vai cum și a bătut ungurii joc de noi și nu știu cum. Și când le zici, dar știi că a fost un prim-ministru care o plagiat și tu l-ai scăpat de acolo. Tu nu ți-ai bătut joc de noi. Nu, eu de fapt nu eram pe acolo și eram acolo în vizită, mâncam niște plăcinte cu mere. Despre ăștia e vorba, tată. Despre duplicitate. Atâta vreme când nu se spune adevărul, când nu se arată adevărul ăla care există, chit că ne convine, chit că nu ne convine. Chit că mă înjură și aia care țin cu Madridul, chit că mă înjură și aia țară care țin cu Barcelona. Atâta vreme când nu găsești calea de mijloc în care spui, nimă, ăsta ai, nu o să avem nicio speranță. O să ne transformăm din cetățeni în talibani. Și vine centenarul și vai, vai, vai cum ne dăm cu statuile peste spinare. Eu s mai deștept, ba tu ești mai deștept. Ba eu mai prost, ba tu ești mai prost. Așa, gratuități din astea, identități istorice. V-am pupilizat. Eu, dragă, pa!